Banca Centrală Europeană a anunțat o nouă majorare a dobânzilor de referință cu 0,25 de puncte procentuale. Analiștii au remarcat o creștere mai modestă de data aceasta, ținând cont de diminuarea timidă a inflației de bază și de slaba creștere economică din zona euro. Decizia a fost luată, anunță Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene, pentru a combate creșterea continuă a prețurilor, care subminează puterea de cumpărare a gospodăriilor și activitatea zonei euro. În același timp, Consiliul estimează că perspectivele inflației rămân foarte ridicate pentru un timp prea îndelungat. Ratele dobânzilor Băncii Centrale Europene se situează în prezent între 3,25 și 4%, cel mai ridicat nivel din octombrie 2008. Deciziile Băncii Centrale Europene vin la foarte scurt timp, după ce în Statele Unite ale Americii, Rezerva Federală a decis cea de-a 10-a majorare consecutivă a costului creditului după luna martie 2022, cu un sfert de punct procentual. The inflation outlook continues to be too high and for too long. In light of the ongoing high inflation pressures, the Governing Council today decided to raise the three key ECB interest rates by 25 basis points. Our future decisions will ensure that the policy rates will be brought to levels sufficiently restrictive to achieve a timely return of inflation to our 2% medium-term target and will be kept at those levels for as long as necessary. Și discutăm în continuare pe acest subiect cu analistul economic Adrian Negrescu. Bună ziua, domnule Negrescu. Bună ziua, bine v-am găsit. Vreau să vă întreb ce efect are acest lucru, această nouă majorare a dobânzilor de referință la nivel european pentru piața din România. Scumpirea banilor, scumpirea creditelor în euro, care au ajuns la aproape să ajungă la același nivel de dobândă cu cele în lei. Nu mai nicio afacere să-ți iei credit în euro în condițiile în care dobânzile la creditele în euro sunt la un nivel incredibil de mare, de-a dreptul istoriei din punctul meu de vedere, raportat la puterea de cumpărare din România. Ei, spunea doamna Lagarde puțin că am urmărit declarația dânsei, atâta timp cât va fi necesar vom crește dobânzile. Ei, cred că va fi mult timp necesar în condițiile în care ținta de inflație a Băncii Centrale Europene 2% și noi avem în momentul de față inflația undeva la nivel de 7%. A crescut față de luna martie, iar perspectivele de scădere sunt unele extrem de mici în momentul de față. Aș dori să explicați celor care urmăresc care este legătura între creșterea dobânzii cheie și faptul că inflația, sau cel puțin asta pretind oficialii Băncii Centrale Europene, că inflația este ținută sub control. Cum funcționează mecanismul? O să vă rog pe înțelesul oamenilor. În momentul în care crești dobânzile, se restrânge masa monetară, adică se restrâng banii din piață, dar sunt mai puțin bani, se consumă mai puțin. Bineînțeles că asta înseamnă pune presiune pe cei care vând produse și servicii să scadă prețurile și prin asta încercăm, de fapt, prin aceste creștere de dobândă, să limităm consumul în așa fel încât la un moment dat să stimulăm o scădere de prețuri. Asta scrie, să spunem în teorie, pentru că uitați-vă ce s-a întâmplat în anii trecuți. Noi am ajuns să aflăm inflația asta de ce? Pentru că în pandemie, în anii aia, când s-a spus să stăm acasă, americanii au tipărit undeva la nivel de 6 trilioane de dolari. Pur și simplu au tipărit bani fără acoperire, iar în Europa s-au tipărit undeva la nivel de 4 trilioane de euro. Ei, banii aia care au umflat piețele și vedem acum ce probleme sunt în piețele bancare internaționale, pentru că erau super umflate cotațiile băncilor, s-au făcut multe afaceri cu bani care au fost tipăriți, care nu existau de altfel, da? Ei, acum se întorc prin nota de plată, prin inflație, adică ție și au banii înapoi. Nouă, cum ne afectează pe noi? Păi practic ne scade puterea de cumpărare. Vedem deja că salariile pe care le câștigăm noi nu mai valorează atât de mult cât valorau, de exemplu, anul trecut. De ce? Pentru că inflația asta face, este mama tuturor taxelor, erodează puterea de cumpărare. Ei, și băncile centrale asta fac în momentul de față, să lupte cu inflația, limitând cantitatea de bani din piețe, adică n-au luând înapoi banii pe care au tipărit în pandemie. Ei, dar asta poate duce la recesiune și, din păcate, teoria economică spune că dintr-o perioadă de inflație majoră, de-a dreptul istorică, cum am trecut noi în ultimii 20
30 de ani, acesta care ne confruntăm acum, da? Nu putem ieși din păcate prin recesiune. Ce înseamnă recesiune? Închideri de companii, o scădere puternică a puterii de cumpărare, pierdere de locuri de muncă și o scădere puternică a economiilor. Ca să vorbim și despre cei care au credite în euro și nu sunt puțini români care au apelat la această soluție pentru a-și finanța investițiile, ce îi așteaptă în contextul în care Banca Centrală Europeană a majorat din nou dobânzile de referință? Din păcate, îi așteaptă costuri mai mari, costuri istorice de dreptul pentru creditele luate în euro România. Oricum avem cele mai mari dobânzi din Europa la credite și asta denotă faptul că percepția legată de România, de mediul economic din România, este una negativă. De ce avem cele mai mari dobânzi din Europa? Pentru că investitorii, cei care vin și ne împrumută, dar ne dau banii ăștia de credite, nu prea au încredere că vom da banii înapoi, că economia asta e capabilă să susțină, practic, finanțarea creditelor pe care le-au dat în economie. Și despre asta este vorba, că în primul rând. Ce așteaptă? Îi așteaptă o perioadă destul de dificilă, cum de altfel vor parcurge și cei care au credite în lei, pentru că n-am scăpat încă de probleme, roborul este în continuare sus, IRCC-ul de asemenea este foarte, foarte ridicat și nu este exclus ca urmarea acestor decizii ale Federal Reserve în Statele Unite, ale Băncii Centrale Europene în zona euro, ca și Banca Națională să vină cu o creștere de dobândă. Ce se va întâmpla dacă va crește din nou dobânda cheie la București? Păi gândiți-vă că deja avem cele mai mari dobândi din Europa, deja ratele în mare parte din finanțări s-au dublat față de acum 2 ani de zile, astfel încât orice creștere dobândă cheie s-ar putea să se traducă, din păcate, în costuri mai mari pentru ratele românilor.